există proprietate privată în momentul de față, este a unei, și dacă nu mă înșală memoria, este a unei societăți de construcții. Oricum, o să discutăm și cu direcția de urbanism, să vedem care sunt măsurile, absolut toate măsurile pe care le putem lua, astfel încât să punem cât de cât în siguranță spațiul din jurul acestei clădiri.